Statisticile arată că în România 6 femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin. La începutul anului s-a anunțat reluarea programului de vaccinare anti-HPV la cerere. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze părinții și ce condiții trebuie să îndeplinite? Părinții fetițelor care au între 11 și 14 ani se pot adresa medicului de familie în momentul când se hotărăsc să-și vaccineze copilul. Medicul de familie la care este înscris copilul centralizează toate datele trimestrial, după care face o comandă trimestrială către Direcția de Sănătate Publică din județul în care lucrează, care livrează aceste vaccinuri pe care el ulterior le administrează copiilor care au optat pentru care părinții au optat să facă vaccinul. Vaccinarea împotriva HPV este opțională și se realizează acum la solicitarea părinților. Vaccinul acesta este gratuit doar pentru grupa de vârstă 11-14 ani sau se poate face gratuit de orice persoană își dorește acest lucru? Deocamdată este gratuit pentru grupa de vârstă. Aceasta este cohorta cuprinsă în vaccinare între 11-14 ani. Cei care au depășit vârsta și pot face vaccinul cumpărându-l, mai ales adulții, vor trebui să și-l cumpere și el este sigur util și trebuie făcut chiar dacă ai depășit vârsta acestei cohorte de vaccinare. Problema este că vaccinul, de fapt, este foarte bine cunoscut de clasele instruite și bogate din România. Eu, ca medic, am cunoscut vaccinul acum 6 ani și mai bine, de la părinți care călătoriseră în Occident și mi-au dus vaccinul să mi-l arate și să mă întrebe dacă pot să-l facă fetițelor lor. Când l-am văzut și m-am documentat, mi-am dat seama că este păcat ca, știu eu, un copil care n-a avut norocul să se nască într-o familie instruită și bogată să nu beneficieze de acest lucru și sigur că atunci, ca medic, am considerat că e necesar să militez pentru extinderea vaccinării la toată cohorta de fetițe, mai ales că în țările Europei și în Statele Unite și în țările civilizate se face gratuit la cohortele de copii și de fetițe. Problema este că noi în România nu am avut o discuție serioasă la nivel de societate privind sexualitatea, pentru că dacă suntem sinceri și corecți, trebuie să recunoaștem că orice discuție despre HPV, de fapt, este o discuție mascată despre controlul sexualității. Și noi încă avem o proastă tradiție privind controlul sexualității, atât regimul comunist dinainte a căutat să controleze sexualitatea femeilor, cât și bisericile catolic-ortodoxă și care mai vreau să mai asta tot așa urmăresc să controleze sexualitatea, asta fiind o formă de control public. Deci noi, până nu depășim acest handicap cultural printr-o discuție sinceră la nivelul societății, nu vom reuși să generalizăm aplicarea acestui vaccin. Deci aici este buba. Sigur, mai este și un grad de ipocrizie, dacă vreți, sau cine plătește oalele sparte. Și dacă, să spunem, un părinte refuză să-și vaccineze copilul împotriva gripei sau a poliomielitei și copilul face boala respectivă, părintele sigur trebuie să cheltuiască o mulțime de bani, de timp, de energie ca să trateze, să vindece copilul, dacă se poate vindeca și dacă nu moare. Și în acest caz, părintele sigur va fi blamat de societate. În schimb, când boala pe care o face fetița, dacă nu se vaccinează împotriva virusului papilomatozei, cancerul, apare la 20-30 de ani de la infectare. Părintele deja nu mai are nicio responsabilitate, fie e mort, fie e de mult retras și nu mai contează opinia lui. Și atunci el nu e făcut responsabil pentru acest gest. Și în condiția în care nu ești tras la răspundere imediat de consecințele faptului tău, înclin să devii așa foarte dubitativ, să începi să ai principii, să începi să ți le manifesti, ceea ce nu-i deloc corect față de acești copii. Declinul vaccinării, să știți că este în întreaga lume, nu numai la noi, și asta pentru că datorită faptului că noi vaccinăm copiii de aproape 3 generații, sistematic, începând cu vaccinul antituberculos, antipolio și așa mai departe, și cu antivariolă, care a și dispărut de pe fața pământului, nu mai vedem aceste cazuri.
Eu, fiind suficient de bătrân, am avut colegi care aveau sechele de poliomielită. Stăteau cu mine în clasă, îi vedeam, stăteau în bancante și știam că dacă nu mă vaccinez sau dacă nu mă vaccinau părinții, fac aceeași boală. Acum, nici măcar studenților nu le mai putem arăta aceste cazuri la stagiile de infecțioase, la pregătire. Și atunci, sigur că lumea zice, păi de ce să mă mai vaccinez? Pentru că nu sunt bol. Păi tocmai de aia nu sunt bol, pentru că ne-am vaccinat trei generații la rând cu rigurozitate. Dacă scădem această rigurozitate, vor începe să apară aceste cazuri, aceste eșecuri. Și a fost o dramă extraordinară la nivel mondial. Acum mai bine de 10, mai nu mai mult, 90, cam 15 ani, niște imami din nordul Nigeriei, în localitatea Kano, au hotărât să nu mai vaccineze antipolio copiii pentru că, spuneau ei, contravine religiei islamice, un complot american să le scadă fertilitatea fetițelor. Rezultatul a fost că s-au scăpat de sub control tulpinile virale de poliomielită și poliomielita s-a răspândit din vestul Africii, a traversat Africa în țările arabe până în Indonezia. Deci imaginați-vă, au fost 10.000 de cazuri de poliomielită. Cine plătește pentru acei nenorociți de copii care se chinuie cu paralizie toată viața? N-am auzit ca vreun imam să-și dea demisia sau să-și ceară scuze. Deci se produce o mare dramă și o mare nenorocire și niciodată nu plătește vinovatul. Asta e problema. Am înțeles. În alte state s-a început deja vaccinarea și în rândul băieților pentru HPV, pentru că s-a constatat că ei transmit cel mai des virusul. Considerați necesară extinderea programului de vaccinare în rândul băieților și în România? În primul rând să reușim cu fetele și dacă reușim să prindem toată cohorta de fetițe de vârsta vaccinată, sigur, trebuie să încep de undeva. Începem de anul ăsta, intervalul 11-14 ani, după care acest interval 11-14 ani va fi reluat în continuare în anii următori. Deci dacă reușim cu fetițele, ar fi foarte bine să putem vaccina și băieții, pentru că, într-adevăr, băieții sunt cei care transmit de la o fată la alta virusul, ei sunt purtători de virus. În cel mai rău caz, băieții fac niște verugi genitale, pe care, în general, le ignoră. Și de asta e bine ca, la stabilirea unei relații, e bine ca fata să inspecteze băiatul, să vadă să nu aibă verugi sau alte leziuni. Și foarte rar mai fac și ei cancer penian cancer rectal în cazul relațiilor homosexuale. Dar este mult, mult, mult mai rar decât la fetițe. Și atunci este normal totuși să vindecăm băieții ca, în primul rând, să protejăm fetele.